Am venit încoace, acolo unde sunt cazat, m-am gândit la seara asta, la ce să predic, o fi o seară de evanghelizare, o seară de învățătură, mi-am propus două, trei predici în mintea mea, dar aici, când am venit, mi s-au schimbat și vreau să avem un cuvânt de învățătură pentru noi. Am citit câteva versete care ne vorbesc despre Biserica din Ierusalim. Acolo s-a născut biserica, acolo s-a născut creștinismul, acolo ileanul. Ori vrem, nu vrem, creștinii s-au născut la Ierusalim între evrei. La ei a venit Dumnezeu. Și aș vrea să avem un model de pocăință, un model de creștinism, un model de biserică, de aceea în seara asta e voie de copiat. Ne uităm la frații noștri din Ierusalim și încercăm să facem și noi ca și ei. Sau cel puțin să ne analizăm așa pe unde suntem față de ei și să ne întoarcem la un creștinism și la o pocăință autentică. Dumnezeu să ne ajute! Uitându-mă la biserica din Ierusalim, eu am deschis trei pagini. Am urmărit la ei trei lucruri. Ca să fie ușor de ținut minte, le-am numit cu A pe toate. În primul rând ne uităm la activitatea lor, în al doilea rând la atitudinea care aveau ei și în al treilea rând la aprecierile de care se bucurau. Și haideți să o luăm cu prima pagină. Ne uităm la activitatea fraților noștri din Ierusalim. Că noi trebuie să fim ca și ei. Ce făceau frații noștri din Ierusalim? Și ne uităm în Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, și anume versetul 46, Biblia spune așa. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Un lucru care l-am urmărit la frații noștri din Ierusalim era prezența la adunare. Și vine Scriptura și spune că toți erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Ucenicii mergeau la templu și propovăduiau Evanghelia, dar în mod privat ei se adunau separat undeva în casa lui Ioan Marcu și se întâlneau la rugăciune. Deci oamenii ăștia erau dedicați, erau consacrați cu totul în lucrarea lui Dumnezeu. Ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Și acum ne uităm la noi, la activitatea care o desfășurăm noi aici, în Germania. Și vă pun o întrebare așa, cum stați dumneavoastră cu prezența la adunare? Încă vă mai pun o întrebare. În timpul săptămânii, când aveți voi adunare? Lunea și joia. Îmi dați voi să vă fac o provocare, da? Dar nu. În Tesalonicenii 1:4 spune că și mă laud cu voi în bisericile lui Dumnezeu. 2 Tesalonicenii, da? Eu vreau când ajung acasă, doar o să mă întreb familia, frață, băi, ce adunări sunt în Germania? Și eu vreau să mă laud cu voi, da? Îmi dați voi să mă laud cu voi? Și ce să spun de voi când ajung acasă? E, acum eu vă pun o întrebare, dar nu ridicați mâna. Că dacă ridicați mâna, s-ar putea să se ducă pricina de laudă. Care nu a fost luni seara la adunare dintre voi? Da? Îmi permit să vă întreb, că îndată o să ne împrietenim, vă spun eu, că o să ne despărțim prieteni. Care din voi nu a fost luni seara la adunare? Și vă mai pun o întrebare, dar de ce n-ați fost? Ne uităm la ucenicii ăștia și vine Biblia și spune ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Și că, hai ca să fiu așa, mai îndrăzneț. Lunea viitoare voi fi aici, nu? Dar când să vă întreb eu așa, pe lunea cealaltă, care de voi nu se poate veni la adunare? Sau o să fiți toți prezenți la adunare? Eu am făcut odată un studiu despre prezența la adunare și l-am pus pe 4 capitole.
În primul capitol am pus motivația. Ce îl făcea pe un evreu să meargă la templu? În al doilea capitol am pus eu piedici. Care sunt piedicile care ne le pune diavolul ca să nu putem veni la adunare? În capitolul 3 am pus eu pierderi sau binefaceri. Pierderi pentru ăla care nu vine, binefaceri pentru ăla care vine. Și în capitolul 4 diverse, erau mai multe lucruri acolo. Când am vorbit de motivație, evreii veneau la templu din mai multe motive. Primul, și l-aș dori să-l aveți și voi, era plăcerea. Plăcerea. Psalmul 122, mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului. Psalmul 133, iată ce plăcușul dulce să locuiască frații împreună. Psalmul 84, cât de plăcute sunt locașurile tale. Psalmul 27, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fervinte. Aș vrea să locuiesc tot în viața mea în casa Domnului. Acum spuneți-mi, vă rog, aveți plăcerea de a veni la adunare? Da? Doamne, ajută-ne la asta. Și mă rog Domnul ca să ne dea plăcere să venim la adunare. Bine, la evrei mai era și obligația. La evrei era și frica. Unii evrei mergeau de frică. La ei sărbătoarea Paștelui nu era ca la noi la adunare. Legea spunea clar, dacă un evreu, fie că era în călătorie, fie că era întâlnat cu un mort, nu putea să prăznuiască Paștele în ziua 14-a a lunii întâia, trebuia să-l ia în ziua 14-a din luna a doua. Și dacă nu, ce se întâmpla cu el? Biblia spune că trebuia să fie omorât. Ce bine că suntem în Germania și ce bine că suntem zohar, nu? E bine că suntem zohar. Că dacă eram la evrei, oho, cât eram de noi omorâți, de câte ori nu luăm noi cina, dar Dumnezeu să-l ierte. Revin la activitatea fraților de la Ierusalim, nelipsiți de la templu în fiecare zi. Eu am o istorioară, mi s-a întâmplat de mult, am povestit-o la mulți frații, dar nu aici la voi la Zindir, că e prima dată când vin. O predicat odată un frate la noi din Psalmul 84, fratele trăiește, are 88 pe 89 și predică și acum. Din Psalmul 84, că mai mult face zi în curțele Domnului decât o mie în altă parte. Era în vremea lui Ceaușescu, cred eu, încă. Și el a calculat, măi fraților, dacă veniți o duminică la adunare, îi mai mult decât ai merge 3 ani la combinat. El lucra la combinatul pentru caia lemnului. Să te duci 3 ani de zile cu la ampietă, cu mâncare, cu traiste, să-ți rup hainele la autobuz, o zi la adunare, e cât 3 ani de combinat. Cât 1000 în altă parte. Măi, eu așa m-am bucurat, mi-a plăcut calculul ăsta. Dar, nu știu de ce, așa m-am gândit că omul ăsta nu prea-l văd joi seara la adunare. Și ascultați bine, fără să mă pun în nimeni, așa din proprie inițiativă, timp de 4 luni de zi, de toată vara, eu am făcut prezența predicatorilor joi seara la adunare. Eu eram din sat, îi știam bine, am făcut un tabel cu 37 de frați care predicau la noi, adunare mare, de la Sinti Viorel până la Zagan, și eu știam, și când mergem la adunare, mă uitam, acum luat-o ca o mărturisire, și în timpul rugăciunii mă uitam pe adunare, să văd cine este și cine nu. Și cum ajungeam acasă, puneam, absent, prezent, absent, prezent, absent, de vreo 3 ori nu m-am putut duce nici eu. Și am spus la nevastă, băi, du-te-mă și uite-te ce, i-am întrebat cine te-a pus, nu face Îngerul Domnului prezența? Și eu am spus, măi, face Îngerul Domnului, noi nu avem acces la fișier acolo. Și când ne-o pune odată Domnul prezența, o să fie târziu. Eu vreau să le dau la frații un pic înainte al Îngerului. Și 4 luni din zile, 4, 16 slujbe de joi seara, am făcut prezența. La noi se făceau întâlniri cu predicatori. Era fratele Iremia, bătrân, un om care a făcut pușcării pentru credință, proroc. Și mai adunat pe predicatori și avea el 3 secțiuni, așa, în sfatul ăsta. Prima dată vorbea ceva despre predică, cum să fie predica, ce putem spune la ambor, ce n-avem voie să spunem.
După aceea era pentru aia care conduc slujbile, cum să conducă, cum să se consulte. După aceea era puțin de familia predicatorului, adică cum trebuie să arate predicatorul, cât de pocăit să fie, cum trebuie să arate nevasta predicatorului, știi? E interesant. Cum trebuie să arate fetele predicatorului, pentru că sunt oameni cu dar de la Dumnezeu pe care nevestele nu i-au ajutat. I-au tras înapoi. Și o să spun, măi, el îi învață, dar uite pe a lui, nu-i vede. Ei, dar eu, înainte de sfatul ăsta, sâmbătă seara, am multiplicat în aceea. Și când au tot terminat sfatul, eu atunci începeam să predic. Aveam de câteva ore și clambon. Am spus, fraților, plastici. Și le-am împărțit dacă am manifestat la comuniști. Le-am dat. Zic, puniți-vă câte 2-3, că nu avem atât de, că am stat până au de noapte. N-aveam xerul. Și s-au unit și-au întrebat, dar ce e asta, frate Dragoș? Eu zic, aveți hârtie toți? Da. Și mă ascultați-vă bine. Asta e prezența predicatorilor joi seara la adunare. Și m-am uitat la bătrânul ăla, zero, nici o joi seara. Eu am fost de 13 ori, prezbiterul tot de 13 ori. Erau frați la adunare care aveau 16, nici o seară ei nu nițeau la adunare. Și când a spus că e prezența predicatorului, m-am uitat la fratele Zeana. El s-a uitat bine, ha? Și-a pus-o pe bani, spus, nu ne mântuiește asta pe noi. Și a spus, dacă nu ne mântuiește, nici eu predicăm. Numai ca să dea bine așa calcul la adunare. Acum ne uităm la ucenicii din Ierusalim, ce activitate, ce făceau oamenii ăștia când s-au pocăit? Și vine în Biblia și spune că ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Să ne dea Domnul plăcerea de a veni la adunare, amin? Eu acum am înțeles că voi veniți de departe. Îmi spunea acum o soră, frate, noi venim de la 100 de kilometri. Și eu i-am spus că Domnul numărul pașul celui de primeani și vă spun că Domnul nu rămâne dator. Eu am experiența asta. Am fost în Londra, la o biserică de acolo, familia care m-a cazat era în gazdă la un evreu. Dar un cartier numai de evrei. Blocurile toate de evrei, busurile de la școală de evrei, școli evreiești, magazine evreiești și sinagogi multe și mari. Evrei ultra religioși, de aia cu perciuni, așa, și cu pălării, el îmbrăcat în negru. Și frații spuneau ceva de evrei ăștia, eu m-am dus la sinagogă. O sinagogă cu câteva etaje, pline de evrei. E tăți îmbrăcați în negru, ca un furnicar, așa, ca furnicile erau. Eu am vrut să intru, dar nu m-a lăsat. M-a întrebat, ai sânge de evreu? Eu am spus, tătă inima mea e de evreu. Nu, sânge, ai un bunic ceva, n-am pus, stai pe bol și tu uite la noi. Evreii ăștia din Londra, de 3 ori pe zi, merg la sinagogă. De 3 ori pe zi. Dar la sinagogă nu stare pocăiți. Că ies afară și fac afară la telefon. Vorbesc la telefon, dau din mână, explică, iară se duc înăuntru, câte unul citea Tora, bătea mătâne, câte 2-3 stăteau de vorbă. Și am întrebat, bă, dacă tot vorbești la telefon, de ce nu vorbești din birou? Ce mai vii la sinagogă? El a zis că nu. Pe noi Dumnezeu ne pontează când stăm la sinagogă și ne plătește. Așa credeau evrei. Eu am zâmbit. Dar cineva mi-a spus, nu, de că-i drept. Uite, toată ziua stau la sinagogă și n-ai să vezi un evreu sărac, n-ai să vezi un evreu pe șantier la lopată, n-ai să vezi evrei cărânsați cu ciment, așa cum cărăm noi în spate. Ei vin la sinagogă, ei cred că Dumnezeu îi contează și Dumnezeu îi contează, îi plătește. Eu am un frate, prieten bun în America și când a fost criza în America, el are copii mai mulți, punea grese pe jos. Și avea el o rugăciune, dar lucra cu un evreu. Avea o rugăciune, spunea, Doamne, dăm de lucru, Doamne, am copii, Doamne, dăm de lucru, te rog, dăm de lucru. Și evreul aude cum se roagă și îi spune, măi, Sorin, dar tu nu te rogi bine. Dar să nu mă rog, mă rog, Domnul, să-mi dea de lucru, că am o casă de copii. Băi, nu te rog așa. Dar cum? Spune, Doamne, dăm bani. Doamne, dăm bani. Și îmi spune Sorin, măi, am început să mă rog, Doamne, dăm bani. Și a spus că lucrez pe jumătate cât înainte și am bani mai mulți. Prin niște lucrări mai bune, m-am lipit de primărie, plătite bine, am timp de evanghelizare, au fost de 3-4 ori până acum în Africa, construiește pe acolo cu banii lui. Și că am bani, m-am învățat evreu să mă rog mai bine.
eu cerem de lucru. Evreii vostri cere bani, mă, de ce cer de lucru? Voi cum vă rugați aici, cum cereți? Când vă rugați, dă-ne de lucru, Doamne, nu? N-a din seara asta pentru Doamne, dă-ne bani. Evreii erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Noi suntem o adunare de la țară. Eu lucrez în agricultură, cu pământ și cu animale. N-avem mari patroni. Sunt câțiva pe la construcții, vă doi care au tiruri, dar baza e agricultura. Și de câțiva ani de zile am implementat în cadrul bisericii ideea asta că Dumnezeu binecuvintează când vii la adunare. Noi avem marța și joi adunarea și acum ultima joie când am fost la adunare, era adunarea aproape plină, corul cântat ca duminica și la noi de ani de zile se merge la adunare. Marța și joia, lucrăm pe ocoare, plec mai repede, fac un duș, mă spăl și plec la adunare. Și adunarea e aproape plină. Și am avut curajul și ne-am spus la patroni care sunt, măi oameni buni, sunt câțiva patroni între noi care au angajați. Uite, eu vă promit un lucru. Dacă veniți joi seara la adunare, de la 7 la 9 seara, și careva din voi dă faliment, eu din caseria adunării vă dau bani. Facem proces verbal și vă dăm bani, nu vă lăsăm faliți așa pentru că ați venit la adunare. Și au trecut 4-5 ani de atunci, patronii noștri vin la adunare, frații vin la rugăciune și nu au falimentat încă niciunul. Acum dumneavoastră aveți lucru cum vi l-au dat nemți aici, nu chiar aveți de ales. Dar încercați să nu lipsiți de la adunare și veți vedea că Dumnezeu vă binecuvântează. Amin. Credeți asta? Și vă mai spun un lucru, nu sunteți foarte mulți. La noi, dacă într-o seară de rugăciune ar fi că sunteți voi aici, am spune, măi, ce se întâmplă, mai faceți slujbă sau nu? Că adunarea e multă, e plină. Sunteți puțini. Și dacă din ăștia puțini lipsiți, știi că tăieți curajul și la ceilalți. Când vii la adunare și vezi 4 slujbări, când vii la adunare vezi 7 frați, nu-i cu cine cânta, rugăciunile slabe, n-are cine predica, parcă lumea viitoare nu vă mai veni să veniți. Dacă îmi veniți și vă strângeți grămadă, și la noi totdeauna spunem, ții din spate să vină mai în față, dar acum nu e problemă, că nu are plină. Așa, și rugăciune e mai cu foc, și programul e mai frumos, și plăcere e mai mare. Aș dori ca Domnul să ne dea pocăință, amin? Ar fi poate multe de vorbit de prezența la adunare. Dar eu mă gândesc, oare cu predica asta mea se hotărește că unul din voi să vie mai des la adunare? Da? Nu, atunci n-am venit degeaba, am venit și Dumnezeu mă folosește. Ia puneți-vă acum în gând fiecare, Doamne, de acum nu mai lipsesc la adunare. Eu am predicat odată un verset din Biblie și cineva mi-a spus că e erezie, să nu-l mai predic. Nu l-am văzut chiar mare ereție. Știți că noi ne interesează care sunt păcatele cu voia. Mergem la Evrei 6, că dacă au păcătuit, mergem la Evrei 10 cu 26, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nici o jertfă de iertare, ci doar așteptarea unei văpăi. Și m-a întrebat o frață, mă, care e păcatul cu voia? Și mi-a spus, băi, păcatul cu voia? Curvia, poftim. Când te duci să curvie, doar cu voia te duci, nu? Sau furatul, când te duci la furat, doar cu voia ta te duci. Sau când clevetești un frate, doar tu deschizi gura și vrei să clevetești, cu voia. Numai că acolo în Evrei 10 cu 26, taina mare știți care? Evrei versetul 26 îi scris după versetul 25. Și încă dacă luăm și versetul 24, spune să vedem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Versetul 25 spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Și vine versetul 26, că dacă păcătuim cu voia, noi luăm versetul 26 și-l aplicăm prin Scriptură. Ba aici, ba acolo, ăsta e păcat cu voia. Dar hai să le citim așa cum a scris el. Și eu citesc dintr-o bucată, așa cum a spus Pavel. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, că dacă păcătuim cu voia, nu mai nici o jertfă de iertare. Și eu am spus că atunci când e sâmbătă seara, știi că mâine, duminică, nu mă duc la adunare, că am o treabă, mie mi se pare că e păcat cu voia asta, nu? Când de luni dimineața, știu de seara, nu mă fac rugăciune,
s-o gosă, nu o mai duc. Mie mi se pare că e păcat cu voia. Și eu citesc așa cum mi-a scris Pavel, să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia, acum nu spun că numai asta e păcat cu voia. Dar eu cred că e păcat cu voia că nu vrei să vii la adunare. Nu-i păcat cu voia? Când stai acasă, toată săptămâna lucrezi pentru tine și duminica te odihnești. Eu când eram copil mic, cum e băiețelul acela de acolo, a venit un frate de la Botoșan, de la Stăugen, și a predicat un lucru și îl țin minte până acum. O predicat și a spus că înainte de colectiv, de 62, la dânsă, era un om sărac cu mulți copii în sat. Și era un om chiabur, cu mult pământ și puțin copii. Și săracul se lipea de la bogat, mai trăia și el. Și într-o vară, bogatul îi spune la sărac, băi Ioane, am bucata cei mari de fânați, du-te cu Sergiu, strânge-o, fă-o prepelegi și ne-o împăca noi cu cât să iei tu și cât să iei eu. Săracul se duce, își trage la coasă și cosește, întoarce pânul, îl face prepelegi și eu ieși și șept prepelegi de pânul. Și se duce la bogat și spune, nu aveți cine acum, cum împărțim fânul ăsta? Și vecinul îi spune, mă, eu mai am fân. Eu iau un sâmbul prepeleac, să am un pic de fân proaspăt. Că mai am de-a, și e tușesc. Mă, se duce ăsta și cal, un prepeleac, se duce al doilea, se duce al șeselea. Acum eu sunt la țară, nu știu. Și când o cărat a șaselea, o legat căruța bine, o legat drucul, o greblat bine căruța, și ca să nu stie cu fundul pe druc așa, îi mai trebuie o furcă de fân. Și s-au dus la șeptea copiță și-au luat o furcă și-au pus-o așa ca să stie el mai bine. Și când am turnat capul, chiaburul era acolo, spune, băi Ion, dar nu-ți ajung și ea să fugi din amieve? Eu una am cerut, băi. Și eu puteți țin minte asta. Și spunea el, fraților, 6 zile lucrăm pentru noi, schimbul 1, schimbul 2, din noapte, din zi. Și duminică ar trebui să venim la adunare. Și furăm, din duminică mai furăm câteva ceasuri de la Domnul, tot pentru noi. Mai facem un grătar, ne mai odihnim, ne mai bărberim. Duminică dimineața până pierdem adunarea și spunea fratele acela că nu e bun. Voi ce spuneți, e bun? Fraților, ne uităm la activitatea fraților din Ierusalim, nelipsiți de la templu în fiecare zi. Oare o vrea cineva de acum să vină mai des la adunare? Să ne ajute Domnul, amin? Bun, hai să mai vedem ce făceau ei, tot la activitate, tot la prima pagină suntem. Vine Biblia și spune așa, versetul 45. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. A, să nu uit, eu sunt bogat și n-am venit în Germania după strângeri de ajutor. Deci mă puteți asculta, da? Liniștit. N-am venit să-mi facem strângere. Dar versetul ăsta trebuie să-l împliniți și voi. Acum că nu mai trăim de obște, că nici comuniștii nu au reușit cu trăirea de obște, că avem proprietate privată, e treaba dumneavoastră și treaba mea. Și eu am o cale de pământ și o casă și 2 vaci în grajd. Dar vine Biblia și spune că atunci când vorbim de activitate, în afară de prezență, ei mai făceau ceva. Au început să ajute pe cei săraci. Au început să ajute pe ăia necăjiți. Și Pavel spunea, și aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului care spunea, este mai fericit să dai decât să primești. Acum, în ce privește ajutorarea, frații din diaspora, unii, nu toți, că sunt dezgârciți, dar frații din diaspora de regulă ajută. Eram cu un frate proroc într-o adunare din Ardeal, ne-am plecat pe genunchi să ridică prorocul și spune, fraților, mi-a arătat Duhul Sfânt că la voi este un mare duc de zgârcire și sunteți tare zgârciți. Cine e cel mai zgârcit dintre voi să ridice picioare? Și unul se ridică. Prorocul a zâmbit, a spus, băi omule, am întrebat cine e cel mai zgârcit? N-ai înțeles? Și la începe să plângă, frate, am înțeles, eu sunt cel mai zgârcit. N-a zis, mai rămâi la urmă. A rămas la urmă, măi, de ce spui că ești cel mai zgârcit? Bă, dar omul ăsta plângea de el, dacă spui, fraților, eu în viața mea întotdeauna mi-a plăcut să capăt, să primesc, întotdeauna am avut nevoie
și nu știu să te ajuta pe cineva. Așa parcă m-am trezit în seara asta. Și eu cred că Dumnezeu l-a ajutat. Ăia frață ce avea o adunare mare, construită frumos, din părinților, cred că e de mult, că eu mai fost pe acolo. Dar niște băncerele, mocheta ruptă pe jos, și eu zic că fraților, mai veniți pe la noi. Și prorocul îi spune, mai venim, că îl schimbați mocheta și băncile. Când se duce Duhul dezgrăcierii de la voi, mi-i chemați. Măi, și-o durat 3 săptămâni, primesc telefon. Veniți că am schimbat mocheta și băncile. Cred că s-a dus Duhul ăla dezgrăcierii. Acum, eu n-am venit după ajutoare, dar Sfinții din Ierusalim aveau o plăcere ca să ajute pe cineva. Cum suntem noi cu plăcerea asta, cu fericirea asta? Că e mai ferice să dai decât să primești. Voi credeți că eu nu m-am gândit la versetul ăsta? Mie mi-ar place mai tare să primesc 50 de euro sau să dau 50 de euro. Vouă cum v-ar place mai tare? La noi când au venit după Revoluția ajutoarele, primul tir cu ajutoare, aveam un frate care era declarat cel mai bogat om din județul Suceava. Era de cel cu mine și acum are proprietăți multe. Când am trecut la împărțarea ajutoarelor, haine și tiera, eu spus, bă, să facem o porție și la fratele. Cineva, tu te văd de aici. Bă, e membru la noi și dacă ne grijem, se supără. Dar hai să facem și noi o porție. Și am pus niște haine, mai pune o jumătate de sac și ne-am dus, băi frate, știi cum te ajutoare, cum să ții. O luat așa, am spus, băi voi la mine, bă, Domnul vă bine, o luat pe Petru, am spus, Domnul vă bine cuvintele, pentru asta am să mă aduc și eu două tiruri. Dar așa de tare s-au bucurat că l-am ajutat. Și după aceea ei ne-au ajutat, e mult pe noi, spuneam să mă duc eu două tiruri de ajutoare. Dar așa o luat pachetul, doar de bucuros, era, băi v-ați gândit la mine. Nouă ne place să primim. Dar ne place să dăruim. Ei bine, acum ucenicii de la Ierusalim își vindeau averile și ogoane. Știți, spune Domnul Iisus în Matei 6:24, parcă, niciunul din voi nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni nu poate sluji și lui Dumnezeu și lui Mamon. În Coloseni 3:5 spune așa, de aceea vă omorâți pe dunarele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftărea și lăcomia care este o închinare la. De ce lăcomia e o închinare la idol? Pentru că există un idol, un Dumnezeu al bogățiilor, numit Mamona, ăla din Matei. Mamona, spun teologii că e Dumnezeul bogățiilor. Și acum unul nu poate sluji și la Dumnezeu la Iehova și la Dumnezeul bogățiilor. Să vrei și să fii pocăit tare, dar și să fii super bogat și mare patron. Oamenii când s-au pocăit, când s-a umplut cu Duhul Sfânt, prima lucrare a Duhului Sfânt l-a scos pe Mamona din inima lor. Și dintr-o dată, că noi genetic moștenim de la Adam, suntem la fel. Dintr-o dată, oamenii care aveau dorință de a strânge, de a aduna, Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt, și-a spus, dar mie nu mai trebuie asta. Sunt săraci? Să iei asta. Lăcomia, nu mă gândesc să predic lăcomie. Dar eu am făcut un studiu despre lăcomie, o predică, lăcomia de avere. Și m-am dus într-o biserică bogată, foarte bogată din Bucovina. Și am spus, fraților, am un studiu despre lăcomie, mă lăsați să predic aici la voi? Că dacă nu mă duc, îmi va strui cu predica asta, să știți. Dar prezbiterul nu o te mai rog în măsură, îi spun la noi. De unde a plecat gândul ăsta? La noi venea un frate de la Rădăuț, foarte conservator, un pic cârcotaș, așa mi s-a părut că era, tot punea lucrurile, tot sucitea. Și ca să ne umilească pe noi, că e adunare mare și tot conservatori suntem, zic că, fraților, voi aveți afară, dați un curvar, proces verbal. Nu zic că avem, frate, dar nu-i bucurii, dar avem. Când îl aveți, sunteți pocăiți. Dar vreun lacum aveți dat afară, aveți un proces verbal la vreun lacum? Eu zic, nu. Și mă întreabă, dar n-aveți niciunul, nici un lacum în adunare? Eu am să nu cunosc, a spus, n-aveți. Dar întrebarea lui m-a mâncat pe mine mult vreme. Și eu m-am hotărât, fiind păstor, să caut un lacum și să-l dau afară. Și când a venit este la rădăuță, spun, am un lacum dat afară.
Și atunci am fost nevoit să fac un studiu despre lăcomie. Și nu vorbim de definiția lăcomiei, că am luat-o din DICT, Dicționarul Limbilor. Ce-i lăcomia? Ăla care a dat definiția parcă e pentecostal. O spun, lăcomia este o dorință necumpătată de câștig. Asta spune. Necumpătat, folosește cuvântul din Tit, capitolul 2, despre cumpătare. Toți au dorință de câștig. Că voi n-ați venit în Germania să vă facă domnul proroc, viteț și predicator, nu? Și nici nu vă acuzăm că ați venit în Germania. În țară a fost mai greu, familii grele de crescut, nu poți face o casă, dar trebuie să recunoașteți că n-ați venit pentru lucrări duhovnicești. Deci avem dorință de câștig. Dar ăsta care a dat definiția lingvistului, ăsta a spus o dorință necumpătată. Adică o dorință exagerată de câștig. Asta ar fi lăcomia. Și eu am spus, nu, dar cum determină lăcomia? Că este omul de afară și omul dinăuntru. 2 Corinteni 4:16. Este o lăcomie a omului dinăuntru, asta e bun. Să-mi lacom după poruncile tale. Psalmul 19, nu? Sau Psalmul 23. Paharul meu e plin de drept peste el. Și nu-l fac lacom pe David, e plin de Duhul Sfânt. Este o lăcomie a omului de afară. Nu intrăm în amănunte. Dar eu, când am venit la determinarea lăcomiei, eu mi-am pus problema, mă, eu predic Evanghelia, eu sunt lacom sau nu? Și atunci am pus eu câteva întrebări ca să văd dacă eu sunt lacom sau nu. La ceea ce am adunat eu, la averea aia mare care eu am eu acasă, am spus așa, prima întrebare, cum am adunat? A doua întrebare, când am adunat? Și a treia întrebare, pentru ce am adunat? La ce întrebi mie asta? Și când am văzut, prima întrebare, cum am adunat? Sunt câteva, vreo 6 versete care îmi induce mie ideea că ăștia sunt lacom. De exemplu, în Proverbe 1, fiule, dacă niște tovarăși de-a tăi te vor chema ca să fii, să fii în scursă, vom avea o singură punctă, vom fi toți una, să nu te duci, ferirea te ispite. Unii adună furând și furătura îi o lăcomie, nu? Fură careva în Germania? Doamne păzește! Doamne păzește, ne furăm în Germania. Știți că în spatele hoției este un duc? Deci eu am cunoscut un frate, poate nu-i bine să-l spun, nu-i spun numele, un pic mai tânăr ca mine, care a plecat din 90 în diaspora, tot într-o țară bună, mai bună ca în Germania. Are tot ce vrei, tot ce vrei și nu vrei, îl are. Posese și mașină și cărți, tot ce vrei. Copiul foarte puțin și l-a prins la furat într-un magazin. Și l-a condamnat la un an și jumate, facă pușcării, o interveni pocăință de acolo, cu avocat, plăti cauțiunii, dormea noaptea acasă, ziua zicea în pușcărie, rușine, nu și fost rușine, nu i-am făcut proces verbal, că el spunea că e membru la noi. Păi, lasă-mi rușine, mii de rușinea ta. Și astă vară, s-a dus într-un magazin și a furat un întrerupător. Și l-a prins iară. Și i-a dat și pozele de urmă, că el l-a fost iertat, așa. Avea nuntă cu fata și nuntă omul în altul. Mi-a spus cineva că s-a pus în genunchi, în fața fetei și-o plângea să-l ierte, cu făcutul de rușine. Și eu spun, omul ăsta trebuia să pune întrerupător de magazin. Băi, nu poate fără furață. Eu am primit mărturisiri de la oameni bogați, bogați, adică mai bogați decât voi toți, care stia din Siria, în diaspora, prin Austria, frate dragi, nu putem fără să fur ceva. Nu pot. Și când avea copilul bolnav în spital și omul la mărturisiri, n-am mărturisesc cu tot ce am prins la furat. Bă, dar erai năcăjită că era femeia asta. Era năcăjită, nu eram frate năcăjită. Nu pot fără să fie. Ei, aici e un duc. E un duc. Să ne păzească Domnul de Duhul ăsta, amin? Ei, dar asta e o determinare a lăcomiei. Că ăștia lacom fur. Au venit niște ostași, niște vameși la Ioan Botezătorul, au spus, dar noi ce să facem ca să fim pocăiți? Păi vă mulțumim cu lefurile voastre, nu luați nimic peste decât ce se cuvine. Și în Levitic apare un cuvânt acolo,
să nu fie stors cu sâna, să nu stoarceți cu sâna. Eu atâta m-am gândit la expresia asta, cum adică stors cu sâna? Știți că unele adunări și mustul de la cină nu-l storc. Îl pun acolo, se depune el și nu-l zdrobește ca să nu fie stors cu sâna. Eu spun, băi, asta e credințarea pe stață. Nu-i problemă. Credeți așa, așa faceți. Dar cum s-a aplicat stors cu sâna în lucrurile astea materiale? Vă spun eu cum. Am întâlnit, asta le-am întâlnit. În diaspora, cineva n-avea de lucru. Băi, n-avea cu ce plăti chirii, avea casă, avea copii, avea mai mult. Altul lângă el avea firmă și mergea bine. Vă spun, băi, frate, ia-mă câteva zile la tine la lucru, până găsesc și eu ceva. Nu, că n-am nevoie, că... Dar avea nevoie, avea nevoie. Hai, mă, te rog, măcar câteva zile, un meseriaș bun. Ăla făcea 80-100 de euro pe zi. Și spune, băi, eu o săptămână, dacă vrei, 30 de euro. Și ăsta, hai că vine cu 30, ce să facă, n-avea un ban. Și ăsta, patronul, câștiga foarte, pocăință în adunare, amândoi. Câștiga foarte mult pe el și lui îi dădea foarte puțin. Dacă vrei așa, dacă nu. Și asta mi se pare mie, când profiți de necază cuiva, mi se pare că îi stors cu sâna. Un alt frate a căzut la un necaz mare și se duce la un alt frate care vindea, cumpăra mașini. Măi, omule, îmi trebuie niște bani, n-am la cine împrumuta, vând mașina, măi. Cât îmi dai pe mașina asta? Mașină de 11-20.000 de euro. Dacă vrei 3.500, 4.000 maxim. Păi, dar uite mașina din an. Păi nu mă interesa, n-am nevoie. Dacă mi-o dai, putem 4.000 și eu. Nu vi se pare că asta e stors cu sâna? În momentul când profiți de necazul cuiva ca să te îmbogățești tu. Asta eu cred că e o stoarcere cu sâna. Și e o altă metodă care determină, într-un fel, gradul nostru de lăcomie, mita la fel, minciuna la fel. Sau uite, spune-ne, îl citim în cât Ieremia 22, este un verset acolo, spunea cuvântul Domnului așa. 22 a spus, da? 13. Vai de cel ce zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba fără să-i plătească. Iei pe cineva la lucru și nu-l plătești. Și asta intri pocăit? Asta intri pocăit? Mă cheamă odată într-o biserică mare, cineva și-a spune, frate, uite, bărbatul meu, era și bărbatul, dar femeia vorbea, o lucra 6 luni de zile la ăsta, în Spania era asta. 6 luni de zile a lucrat, nu i-a dat niciun leu. Nu, domnule, eu sunt în gaură, n-am lucit. Când am fost să plătească, spune că nici pe mine nu m-a plătit șeful, nu mi-a dat tăți bani. Când mi-a dat și 1.000 tăți bani, vi dau și eu nu o să vi dau. Se spune, măi, dar dăm jumate, n-am de unde. Se spune, frate, el conduce când el e comitet, el e omul bine văzut în adunare, spune că n-are bani. Dar de când spune că n-are bani? O luat familia, o plecat în Antalya, în Turcia, în concediu, și-o schimba mașina, în distracții, onomastice, mese la restaurant, și nu are bani. Și mie nu mi-a dat 100 de euro pe 6 luni. E normal? Voi ce spuneți? E normal? Nu e normal. Bine că la voi nu se întâmplă așa. Și să nu se întâmple așa. Amin. Că dacă cineva pune pe aproape de său să muncească fără să-i plătească, ăla-i lacom. Evreii, ucenicii de la Ierusalim nu făceau asta. La ei mamona au plecat din inimă. Inima lor era plină de Duhul Sfânt. Ei nu se mai închinau la idol, că locomia o închinare la idol. Și ne uităm la frații din Ierusalim, încercăm și noi să trăim așa aici. Sunt mai multe metode sau versete care ne induce gândul lăcomie. Până la lăcomia aia religioasă, știți? La lăcomia aia religioasă. Că spunea Ietrul lui Moise în 18:21, pune niște judecători, vrăjmași, ai lăcomie. Titul 1:7. Măi, te-am lăsat în Creta să vrăjmașa lăcomie. 1 Petru 5:2. Nu pentru un câștig, mârșa. Eu am spus o poveste, dar... Și eu mă uit la el și Domnul mi-arată ceva. Și îi spun, măi frate, tu ești mai tânăr ca mine. Bă, tu am ieșit de 4 ani la pensie acum. De când te duci la o evanghelizare,
roagă-L pe Domnul să facă câteva lucruri. Să zâmbească biserica prin predica ta, să vindeci un bolnav la rugăciunea ta, să consilieze o familie, să faci ceva bun. Dar uite-te în ochii mei, niciodată când pleci de acasă să nu te gândești cu câți bani ați venit înapoi. Dar el se ridică de scaun, dar vede tura și trage înapoi. Și îmi spune, frate, dar avem și noi familie. Stai liniștit, băi băiete, Dumnezeu știe că ai familie și Dumnezeu nu rămâne dator. Dar tu să nu fii lacom niciodată. Ei, urmarea nu îmi spune. Este și, și asta o lăcomie. O lăcomie, știi, cu amvon. Eu acum am și predica cealaltă. Eu vin din Moldova, de unde păstorii nu-s plătiți. Că dacă un păstor ia un leu, atunci e păstor plătit, când vine lupul, lasă oile și fuge. Nu e asta înțelegerea. Am fost recent într-o biserică din diaspora, păstorul are 12 copii. El e primul care vine la adunare, e ultimul care pui adunare, mai face și curățenii, primește mărturisiri, se roagă pentru bolnav. O parte din familie aici, o parte din copiii acolo care la școală, lucrează pe șantier de dimineață până seara. Și atunci, băi, nu-i spun numele. Băi, adunarea asta cu tine te ajută cu ceva. Frate Dragoș, niciun leu, niciun leu. Pretenții se pun în colectă, pretenții se-mi dau partea Domnului, noi o dăm pe tabel și o să fiu primul la dat. Am 12 copii, lucrez pe șantier, vin acasă, fac un duș, mă spăl o reacă repede, vin, predic și comentează că nu-s destul de pregătit. Dar nu dă nimic un leu. O să-i cheamă frat predicator din țară și îi oprește și la lucru. Li plătește drumul, îi cazează bine, li dă bani și eu când îi slujesc, ei nu-mi dau mai dragul nici un leu. Dar eu cum să cer? Apoi m-am dus eu și mi-a spus, mă, dar vouă nu vi-o leacă rușine? Eu sunt mai bătrân ca voi, și în comitetul filial este ceva, și în Consiliul Bisericesc pe țară, cei 33 care conduc cultul. Și am îndrăzneala asta, spun, băi, bă, dar oamenii ăștia vă bate joc de ei? Eu știu și una și alta. Știu că Pavel a trăit din Evanghelie, dar știu că nu a făcut vină la toți copiii lui, la 12 copii din Evanghelie. Și asta o știu. Că aici e cu două tăișuri, așa, e cu două tăișuri. Și eu aș dori ca Domnul să ne dea înțelepciune, amin? Și să nu fim lacom fraților. Și pe cei care se ostenesc în numii, nu-mi dați bani în buzunar, că n-am nevoie de bani voștri. Dar pe cei care se ostenesc între voi să-i primiți bine, la noi fratele Ieremia, bătrânul, a lăsat acasă 10 copii și a plecat în pușcărie. A venit șeful de poș și a spus, ba de Ion, eu trebuie să te duc cu cătușă. Asta e legea. Dar mi-e rușine să te duc în sat cu cătușă. Merge așa lângă mine și îți voi pune cătușă în post. Și o mers așa omul slobă, acolo l-a încătușat și l-a trimis în pușcărie, o dat botezul, fără aprobarea securității. Dar îmi spuneau frate bătrân, zică frate Dragoș, noi ne trezeam la ora 4 dimineața, plecam la fratele Ion acasă, unul făcea treabă la vite, unul făcea treabă în grădină, nu prășea, că era colectiv, nu prășea unul ogorul lui până nu terminam ogorul lui fratele Ion. Să nu râd nipocăiță, nu râd, ăsta e pușcărie și uite, ea n-are ce mânca. Aranjam ogoarele lui, cosem fânul lui, vitele lui, întâi tot și după aceea mergem la noi. Nu vi se pare că seamănă pocăința asta? Pe cei care se ostăresc între voi, primiți bine. Doamne, ajută-ne la asta. Acum, legat de ajutorarea asta, eu văd că timpul trece. Eu mai am o plângere să fac la cei din diaspora. Și le spun că atunci când ajutați pe cineva și dați un ban, vă trebuie tot atâta călăuzire cât vă trebuie și la predică. Pentru că în România sunt știute zonele sărace. Fără să jignesc pe nimeni, ar un pic, spun așa, un pic de Maloprutul, ceva de Vaslui, ceva de Oltenia. De sărac nu spun nimic, arterele sunt mândre și îi spun că n-au sărace între dânsul, da? În România sunt cunoscute câteva zone sărace. Voi dați bani. Diaspora trimite bani. Dar trimite în aceleași locuri. Unde sărace? Maloprutul. Și oamenii acei de acolo, la care eu am fost, am predicat, îi cunosc, să obișnuiesc cu cerutul.
Unii au devenit profesioniști. Eu nu știu să bag internetul în priză, să-l scot din priză. Că îți dau pe internet, nu mă dau eu, mă dau alții. Dar unii știu să ceară pe internet. Unii știu să ceară pe internet. Și atunci voi, cu bună credință, voi unde se dau banii ăștia? Acolo, sărace. Și când am mers frață cu ajutoare, spunea un ortodox: băi, oameni buni, eu n-am nevoie de nimic, dar nu mai aduceți nici aici. Ăștia nici nu spală pe mășurii, băi, odată de... Eu știu o familie săracă care primea ajutoare mereu. Femeia nu tare cu minte, eu dat foc la casă. Când au venit pompierii, nu au putut intra în bot. Plin cu ajutoare, cămăși noi, haine noi, împachetate, podul plin cu ajutoare. Vi se pare că e normal? Ce călăuzire aveți când faceți treaba asta? Vă mai dau un exemplu. Acum aveam 5 ani de țări, în comunitatea Suceava a fost o inundație. O afectat malul Prutului. În satul Găureni, 10 gospodării au fost distruse, au fost o alunecare de teren. Casa fratelui Ghițe Pauliu, păstorul, a fost luată la vale și 10 gospodării. În Dornești, apa a ajuns până la ferestre. Casele care au fost mai de pământ au fost dărâmate. Și acum diaspora au început. Germania, Spania, Italia, Canada, America, Australia, trimit bani la Suceava. Într-o săptămână, pentru malul Prutului erau 5 miliarde adunate. Pentru Găureni era 0, pentru Dornești 0. Am stat de vorbă cu frații, noi nu putem face de turnări de pompă. Că ăla care trimite de aici, de la Germania, spune: vă rog pe cei din malul Prutului să-i ajutați. Dar la ăștia 10 gospodării, o casă am făcut noi. Am spus la frații: băi, diaspora pe ăștia nu-i ajută, că nu știe că săraci. Hai să facem noi, și am mai făcut noi o casă la cineva acolo. S-au mobilizat biserice. Pentru că nu e o colaborare între voi care trimiteți și acei care primiți. Eu un pic am fost deranjat și nu știu, nu o să mă puneți pe internet, că sunteți pocăiți. De războiul din Ucraina, de acei care se plâng, frații noștri mănâncă câini. Și am spus: băi, arată-mi câine, du-mă la unul care a mâncat. Eu merg des în Ucraina și am fost des. Când am fost în America, am luat un bătrân cu un plic. Frate Dragoș, $2000 îi duci la Doneț, unde război. Nu iau bani că eu nu mă duc la Doneț. Eu n-am acces acolo. Ce să iau bani dacă nu-i pot da? Apoi dă-i la sărace din Ucraina. Ai dat, dar la ce răuți aici, unde fiu? Apoi dă-i aici. Fraților, când faceți o binefacere, trebuie să aveți călăuziri. Și rugați-vă Domnului pentru asta. Cunosc un frate într-un sat din Bucovina, patron, ne ține, patron, cu o casă bună, cu o firmă potrivită, nu mare, dar cu o inimă largă. Toți musafirii el îi cheamă, el îi plătește drumul și nu numai drumul, la el mănâncă, la el dorm. Domnul l-a binecuvântat, dar l-a binecuvântat și cu 13 copii. Una din fetele lui, când avea 16 ani, s-a îmbolnăvit din leucemie, cancer în sânge. Și acum vorbește fratele ăsta cu mine, ca el cunosc și mi-e prieten foarte bun. Dragul, am început să cheltui bani la Suceava, București, Târgu Mureș, Suceava, București, Târgu Mureș, bani mulți pe la doctor, medicamente scumpe, niciun rezultat. Zic: frate dragul, am ajuns să nu am bani de pâine. Și el organiza un grup care cânta, un cor care cântă foarte frumos, el îl mobiliza. Și odată spune: măi, vezi ce pățesc, măi dragul. Într-o zi, vine un tânăr cu care cântam noi și îmi spune: fratele meu, ăsta e un pic mai tânăr ca mine. Vine un poștar și îmi spune: frate, nu știu cum să-l spun, știu că o să-l dai eu și pe fund, dar nu știu cum să-l spun. Tătă noaptea m-am frământat și mi-a spus Domnul să-ți dau 100 de lei. Ia 100 de lei în numele Domnului. Și un băințel i-a închis la patron 100 de lei. Știu că o să mă cert. Asta mi-a pus Domnul pe inimă. Zice: Dragoș, am văzut, m-am întors și am izbucnit în plâns în fața lui. Eu nu avem bani de pâine. Toți știa că am casă bună, că am mașină bună, că îs patron, nimeni nu știa că nu avem bani de pâine de o săptămână în casă. Și la un băiețel, Domnul i-a pus pe inimă să dea 100 de lei. Și o zic că am văzut că Domnul nu rămâne dator. Când frații au auzit de nevoia lui, mi-a spus: noi, de la un calcul, am calculat că cu bisericii mi-au dat 5 miliarde de lei. Atâta mi-au dat.
apoi eu n-am dat nici atâta față de cât m-a dat Domnul înapoi. Dar el cât a putut o dat și Dumnezeu nu rămâne dator. Să ne minte asta. Acum revin la activitatea fraților de la Ierusalim. Și încă un lucru. Împărțeau după nevoie. Cuvântul ăsta e foarte important. Noi avem o cântare, suntem o familie unită, suntem o familie reală, o familie care iubește, dar nu ne știm nevoile unul la altul. Suntem așa de închiși în carapacea noastră, așa de ascunși. Voi vă știți nevoile unul la altul. Cu oamenii ăștia împărțeam după nevoie. Era preocuparea asta de părtășie la evreii din Ierusalim. Domnule, care-i nevoia ta, măi băiate, spune? Ai de lucru? Ai de mânca? Ai unde sta? Mă, tu ai de lucru? Copiii sănătoși? Noi ne cunoaștem. Suntem o familie unită. Sau cântăm o familie unită, bătem de palmă și plecăm. Fratele Duc Pavel de la Botoșani. Îi opera de ernie din disc. Și stă două săptămâni cu fața sus în pat, nu are voie să miște. Și pune mâna pe telefon și mă sună și plânge. Am mai povestit asta. Frate Dragoș, două săptămâni a stat cu fața în sus, am numărat toate ciocurile din grindă, tot felul de jocuri imaginare mi-am făcut. Ce să fac altceva? Și după aia am spus, măi, mai bine mă rog pentru frații de adunare. Și am început să mă rog, el stă pe capătul băncii, prima bancă la Botoșana numărul 1. Trăiesc și acum, că e în vârf, mai mult decât la mine. Și am început să mă rog pentru ăla, de pe ea pe banca a doua. Și când am ajuns să mă rog pentru cei din banca a treia, frații stau cam pe ce ne-aș rog la vădăr în vechi. Păi era un frate așa înalt care vine cu un băiețel de mână. Am spus, Doamne, bine cuvintează-l pe fratele. Și mi-am dat seama că nu știu cum îl cheamă. Bă, și atâta m-am gândit, cum îl cheamă, bă, pe fratele, bă, cum îl cheamă? Și mi-am dat seama că nu știu cum îl cheamă fratele acela. Și îmi spunea el, în 1968, la dealul mare lângă Doroboi, s-a deschis o adunare nouă. Și o soră oarbă, care toată vara au vândut ouăle de pe cuibar, i-a spus la prezbiter, eu dau bani pentru masa de dragoste. Soră, da, ai bani? Am. Și îmi spunea, Dragoș era în brac, au venit mulți musafiri, dar toți frații de la dealul mare când venea și îmi spunea, pacea Domnului soră, i-a dat mâna cu ei și spunea, bai frate Dumitru, Domnul să vine de sora Ileana, o spus, nu greșe niciun nume, o soră oarbă, nu greșe niciun nume, și spune, eu, Domnule, pregătit, cu studii, nu știu cum îi cheamă de frate. Acum, dacă v-aș spune așa, voi știți cum vă cheamă unul de altul? Aici, în adunare, suntem o familie unită, suntem o familie reală, cum te cheamă la vita? Câți copii ai, apar n-am. Dar ucenicii împărțeau după nevoile fiecăruia. Să ne dea Domnul mai mult pocăința, amin? Acum e drept că unii s-a spus, unii sunt închiși, unii... Dar sunt lucruri care ar trebui să le știm unul despre altul. Și dacă cineva cade la un acas, la o problemă, săriți și ajutați-vă un pe altul. Voi sunteți străini de două ori, frate. Odată străini pe pământ și odată străini în Germania. Și dacă voi vă vorbiți de rău și nu vă știți și nu aveți părtășie, atunci ce vreți? Cine vreți să vă ajute? Guvernul german? Să ne dea Domnul pocăința, amin? O, cam timpul trece. Activitate, am spus eu, prezență la adunare, ajutorare materială și împărtășire în nevoile care le aveau și evanghelizare. Ei au predicat Evanghelia și le spuneau aici, mai mare norodul, nu v-am spus noi să nu mai propovăduiți în numele ăsta și voi ați umplut Ierusalim cu învățătura voastră. Hai umpleți aici, în Germania, cu învățătura voastră. Pe la școală, prin metrou, prin tramvai, la vecinii voștri, umpleți Ierusalimul cu învățătura voastră. Să nu vă fie teamă, să nu vă fie rușine, Doamne ajută de la ei. Și mai sunt aici români care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Măi, spuneți-ne de Dumnezeu. Recent îmi povestește un frate că a lucrat în Spania cu un musulman. Măi, s-o înțeles bine la lucru, a lucrat 4 ani de zile cu el și acum s-a despărțit, el s-a mutat în altă parte.
Și la vreun an se întâlnește în magazin cu musulmanul de ala. Era un marocan, nu știu ce. Și vine, măi, ce faci? Bună, bună, îmi stau ei din vorbă, ce mai spui? Și ăsta îi spune musulmanul, băi, stai să spun ceva. Eu m-am pocăit ca voi. L-am primit pe Domnul Iisus, am trecut la creștinism și îl urmez pe Domnul. Ăsta s-a bucurat, l-a strâns în brațe, spune, băi, dar am o întrebare. 4 ani de zile și-a făcut așa. 4 ani de zile. De ce nu mi-a spus nimic? Păi 4 ani am lucrat împreună și face așa. Să nu-mi spui tu nimic a mie. Ăsta nu mi-a spus. Ce să-i spui la un musulman? Că să-ți pune granada, să-ți capte. Să te merg. Ce să-i spui? Eu am fost într-o adunare în Bucar de Laide, la Austria, și erau 2 sirieni veniți. Și au ieșit în față să ne rugăm pentru ei. Eu spun, vreau ca pentru aslatul vorbea. Dumitale, să te rogi pentru mine. În genunchiață. A pus mâini pe ei, mă uitam, n-ai pe ceva de nu știu ce ne poate capul. Dar marocanul ăsta spune, 4 ani de zile, bă, nu spune nimic, eu m-am pocăit, îți creștin și îți cașul tine. A pus o maestră, s-a luat în brață și a plecat. Măi, hai vestiți Evanghelia, măcar la români de aici, măcar la nemți de aici, măcar la sirieni, că acum aveți și voi aici în Germania, veniți. Măi, spuneți-le de Domnul Iisus, că noi aruncăm o sămânță și Dumnezeu face să crească. Amin? Timpul trece. Trecem la prima pagină, la a doua. Atitudine. În primul rând, oamenii ăștia erau foarte îndrăzneți. Când au văzut ei îndrăzneala lor, știau că sunt oameni necărturari și de rând și au priceput ca un blac cu Iisus. În vestirea Evangheliei, în trăirea noastră, ne trebuie un pic de îndrăzneală. Nu tupeu. Nu tupeu. Nu impertinență. Ne trebuie un pic de îndrăzneală, că cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Să fim neprihăniți și să îndrăznim, Doamne ajută-ne! Și încă o recomandare, la o măsură de râvnă, trebuie 2 măsuri de pricepere, da? Ca să iese treaba bună și în adunare, și în slujire, și pe acasă. Când aveți o măsură de râvnă, care din voi l-o știu pe fratele Tanța de la Cluj? Poate cineva, un frate, el avea multă râvnă. Avea și dungă pe buletin, spune ăștia, l-am cunoscut bine. Și-o fost la Cătămărăș la adunare și l-o pus la predică. Fratele Popovici, fratele Hârtie și cu fratele Pătrăuțan, 3 oameni spinți, bătrâni, prezbiteri. Și-o ieșit fratele Tanța, fraților, așa mă bucur, azi am fost la rugăciune și Domnul mi-a spus că am râvnă și nu mai trebuie pricepere. Și adunarea râdea, el spunea, eu am una bună, de ăștia n-am nimic de aici. Aceea nu o spus, erau oameni cu mine, nu te-a cumpit în mână, că ăștia n-au nimic, făcea așa. Fraților, la o măsură de râvnă, ne trebuie 2 de pricepere, că nici în adunare nu-i bună slujba, dacă n-avem nici o pricepere. Dar ne trebuie îndrăzneală. De unde avem îndrăzneala asta? Din experiențele noastre. Apostolii spunea, noi ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am văzut cu ochii, aia vă vestim. Și mai mare norodul au priceput că ei umbla cu Iisus. Că umblarea noastră cu Domnul ne dă îndrăzneală. Să ne ajute Domnul, amin? Apoi spune 1 Ioan 3:21. Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Pentru că o inimă curată, mergeți, dacă vreți, Isaia 38:3. Adu-ți aminte că în timpul vieții mele, spunea Ezechia, am trăit cu inimă curată înaintea ta. Măi, când ai o inimă curată, ai îndrăzneală. Dar dacă ai inima murdară și ai păcate și trăiești în certuri și trăiești în mizerie, ce îndrăzneală să mai ai? Și Ioan spune, dacă nu ne osândește inima, dacă ne osândește inima, scăpăm de osândire. Există metode de curățire a inimii. Una din ele e mărturisirea, una e sângele Domnului, nu? 1 Ioan 1:7. Dacă umblăm în lumină după cum e lumină, avem părtășie și sângele nu ne curățește. Duhul Sfânt, 1 Petru 1:22. Ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, prin cuvânt mare. Prin cuvântul Evangheliei, Efeseni 5:26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin cuvânt, sunt metode de curățire. Hai să ne curățăm inima, frate, amin? Și apoi spune aici că tot s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să predice cuvântul Domnului cu îndrăzneală, 4:31. Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Umplerea cu Duhul Sfânt ne dă îndrăzneală. Să ne dea Domnul plinătate. Amin? Activitate, atitudine, îndrăzneală, punctez doar ascultare, că noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu și nu într-un ascultare, ci bucurie. Ei propovăduiau cuvântul cu bucurie, sufereau cu bucurie, toate le făceau cu bucurie. Hai trecem la a treia pagină, că vreau să închei predica. Activitate, atitudine și apreciere. Și vine Scriptura și spune aici, niciunul din ceilalți nu puteza să lipească ei, dar norodul le-o da în gura mare. Vă interesează ce spun alții despre voi? Că și Domnul a spus, până la urmă, ce zic oamenii că sunt eu? Pe mine mă interesează, nu că vreau lăudat. Eu când am vorbit de apreciere, am spus aprecierea între încurajare și mândrie. Aprecierea e bună pentru a ne încuraja, dar dacă ne mândrim, păcătuim. Aprecierea ne încurajează. Gândiți-vă în la Cronii 12:18. Atunci Amasai, unul din capitale de seamă, a fost apucat de Duhul, spune Biblia. O venit la Davi și a spus, pace ție, pace fiul lui Isai, suntem cu tine, Domnul cu tine. Eu te întreb pe tine, când te-a apucat Duhul Domnului ultima dată, să vii la sine și să spui, Domnul cu tine, noi suntem cu tine. V-a apucat vreodată? Asta înseamnă să apreciezi pe acela care slujește. Să apreciezi pe la care cântă, care predică, care se osgănește între voi, primiți bine pe cei care se osgănește între voi și nu vă luați la părere îndoielnice. Asta înseamnă, acum Irod sta pe scaun și când au vorbit oamenii, au spus, bă, e glas de Dumnezeu. Și el s-a mândit, n-a lovit un rând și a murit, mâncat de fier. Dar eu am vorbit de apreciere între încurajare și mândrie. Nu ne mândrim, dar aprecierea ne încurajează. Proverbii 31, femeia care se teme de Domnul, de la 10, cine găsește o femeie, știi? Și vedeți o femeie foarte harnică. Citiți acasă, surori, capitolul 31. Odată când comentam un frate de Dumnezeu, da, asta e un capitol scris de soară. Că-i mama împăratului Emuel, așa voia el onor. Dar acolo apare, la urmă, copiii ei o laudă, bărbatul ei se scoală, nu că se scoală la 10, se scoală, adică o respectă și îi spune, multe femei au purtare cinstită, dar tu le întrezi pe toate. Știi ce mult înseamnă o apreciere la partenerul de viață? Să-i spună nevasta ta, băi, ce mâncare bună ai făcut, știi că asta face parte din pocăință? Să-i spui la bărbatul tău, băi, ce bărbat bun, bă, dar Domnul, ce meseriaș, ce tată bun, știi că asta face parte din pocăință? Acum, noi trebuie să beneficiem de aprecierea altora, dacă suntem pocăiți, dar noi trebuie să știm să ne apreciem unul pe altul. Când i-ați făcut un compliment ultima dată la bărbat? Care sunteți măritate? Eu am avut un studiu biblic în America și am vorbit în trăirea intimă cu cele două laturi și am spus de proverbe. Băi, du-te acasă acolo, spune căprioară plăcută, cerboaică iubită, fită timpul îmbătat de drăgălășenile ei. Și am spus, ai voie! Și a doua zi mă întâlnesc cu frate, băi, frate, și-am pățit-o cu predica ta. Ce-i pățit? M-am dus acasă, că am fost pe la studiu, nevasta, când m-am dus pe la vasre. Și eu am spus, ce faci că prioara mea plăcută? Și ea spune, unde e la casă? Spune și adunare. Păi la adunare, și asta te-a învățat ăla. Da, nu te ți-a descris, că scrie. Da, nu am mai spus nevasta nimic. Neobișnuită. Dar noi trebuie să știm să ne apreciem unul pe altul. Da? În familie. Bărbatul pe neam. Eu mă duc într-o familie, și mă ia femeia în tură. Frate dragul, te-am chemat, nu se mai poate trăi cu omul meu, eu dau divorț. Băi, stai, Iuleacă, nu, dau divorț că nu se mai poate. Băi, soră, stai un pic, măi, și o calmez eu, stai un pic, tu bărbat așa, așa, așa. Măi, hai să stau de vorbă cu tine. Ia spune, bărbatul tău e fidel sau umbli cu altele? O să nu, nu umblu, apoi ferească Dumnezeu să mai umbli cu altele. Bun. Deci crezi că e corect? Da, aici e corect. Bun. Hai să mai întreb ceva.
cu copiii se poartă bine, da, pe vine, se joacă cu dânsă, se sui în spate, da, copiii buni, măi bun. Da, îi harnic aduce bani, da, aduce, tătă zău, meșterește, repară, are de lucru, aduce bani. Zic, bun, acum știi ce face? Pentru aceste trei lucruri ne plecăm pe genunchi și mulțumim Domnului. Că nu-i puțin lucru în Germania, asta nu era în Germania, era în Spania. Nu-i puțin lucru să ai un bărbat fidel, un tată bun și harnic. Ci-i puțin lucru când atâția bărbați se străcaște răi. Hai să mulțumim Domnul pentru aceste trei lucruri. Și eu mă plec pe genunchi, ea să pleacă și ea, că n-avea ce face. Ea se ruga și eu nu cred, mă rugam tare, Doamne, mulțumim pentru soțul ăsta, că e un tată bun și că e credincios. Băi, când ne-a ridicat de pe genunchi, nu mai spune nimic de divorț. Sunt împreună și acum. Măi, om avea noi greșelile noastre, dar lucruri buni nu avem. Mă duc într-o familie, căsătoriți de 8 luni. El a bătut-o pe ea, i-a dat vreo palme. Și vine, măi băiete, mă, dai, acum te-ai însurat. Ce de fete, dar nu știe de gură, nu cum ori știe, nu știe, dar și el de gură. O meritat de aia, da. Eu l-am luat după cap și am spus, băi băiete, tu crezi că femeia mea, 30 de ani, chiar nu a meritat bătut-o niciodată. Dar încă n-am bătut-o. Eu încă n-am bătut femeia niciodată, de dată împins-o. Nici n-am băgecurit, eu numai prin nume îi spun. Cum o cheamă în buletin, eu așa îi spun. Și când mi-e tare dragă, și când mă supăr, tot așa îi spun. Voi tot așa faceți? Asta face parte din pocăință, da? Face parte din pocăință, cei ce vorbesc eu acum. Nu avem acest răga aleluia, dar poate o lecție de regenție. Și spun, măi, tu crezi că abia nu o fi, dar încă n-am bătut. Păi tu dacă în 8 luni de zile ai început să o bați, ce pocăință ai, mă, băiete, în tine, mă? E, până la multe lucruri, dar au rămas mai departe, împreună. Fraților, cum suntem cu aprecierile? Și nu intru în mult în amănunte. Aprecierea între încurajare și mândrie. Tot norodul îi vorbea de bine. Și ei se vorbeau de bine unul pe altul. Să ne ajute Domnul și pe noi, amin? A fost spus eu aprecierea între altruism și interes. Că a venit Barnaba și a vândut o moșie, și odată la vreo doi pirane căjuți. Dar Ania și Safira era în adunare, s-a uitat, a zis că mâine pe noi ne ferește. Mâine cu noi o să te iei mâna toți. Dar eu o vându moșia din interes. Nici n-o dată-ți bani, parcă o oprit, numai ca să se laude, ei că o vându și ei moșie. Voi când faceți o milostenie, nu faceți ca fățarne cu care sună cu trâmbița, spunea Domnul, nu? Tu du-te acolo, dă în secret și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti nascuns. Dă pentru că ești altruist, ești corect, ești milostiv. Nu da din interes ca să te vadă frață că ai dat, ca să intri în comitet și ca să te aprecieze. Că asta nu-i bună dărnicia asta. Să ne dea Domnul pocăință, amin? Și apoi am mai spus eu, apreciere între uman și divin. Pentru că noi, ca oameni, până la urmă, umblăm după aprecieri și ne apreciem. Dar e important să ne aprecieze Dumnezeu. Când se uită din cer la noi și spune, ăsta-i fiul meu, asta-i fiica mea, să ne ajute Domnul, amin? Închei predica, pentru că o trecut timp. Am vrut să urmărim puțin pocăința fraților noștri de la Ierusalim. Pocăința nu a început nici de la Vatican, nici de la Consiliul Bisericesc de la București și nici de pe muntele Atos. Pocăința a început la Ierusalim cu frații noștri. Și eu m-am uitat la frații noștri, la activitatea lor, m-am uitat la atitudinea care o aveau ei, și n-am intrat la amănunte că nu-i vremea, și la apreciere. Cum ei erau apreciați, vorbiți de bine de tot norodul, și cum ei știau să se aprecieze unul pe altul. Și să ne ajute Domnul, așa să fim și noi. Amin.